de afaceri Ion Iriac, declara-i surprinstoare, noi nu suntem corupi. Ne facem de râs în toată lumea. România nu e o car corupt. E doar o percepție, o subliniere tenit din generație în generație, susține omul de afaceri Ion Iriac într-un interviu pentru Digi24. El adaugă că dosarele de corupție de la noi sunt ridicole, subliniere și ne facem de râs în toată lumea, dacă vorbim despre ele. Nu, noi nu suntem corupi. Societatea noastră e corupt pentru ce am învățat-o noi sau setere bunicii notri de la turci de la toată lumea cu machiul. Corupie există în toată lumea din păcate. Ce la noi, i la noi e o corupie minor, vorbim de 2,5 lei. Nu vorbim de Parmalat în SUA sau miliardele care s-au dus și au schimbat economia lumii, ce de acolo a venit criza. Noi vorbim despre treburile ridicole în corupie. Prim-ministrul a furat geamuri, unul a furat o damigean de uchinite cârnai. Ne facem de râs în toată lumea, a spus Ion Iriac. Ion Iriac a mai afirmat ce subliniere tie din surse sigure ce România trebuie să a subliniere tepte de 3 ori mai mult decât alte state, atunci când solicit financare de la Bruxelles.